totul este un fel de poveste, pentru că imobiliarele au venit în viața mea în urmă cu 19 ani. Iar lucrurile atunci erau complet diferite față de ceea ce se întâmplă astăzi. Erau practic vremuri de început în care piața era complet nouă și nepregătită pentru zona aceasta. Totul se întâmpla haotic, cu viteză, fără neapărat prea multe acțiuni. Nici proprietarii, nici cumpărătorii nu erau familiarizați cu partea de imobiliare și fiecare se descurca practic cum putea. În momentul respectiv, mă amintesc că nu existau telefoane mobile, mașini personale, totul era rudimentar, ca să spun așa. Practic, cuvântul oamenilor era destul de important, pentru că dacă fixai o întâlnire la o anumită oră și se întâmpla ceva, era extrem de neplăcut. Riscai că după o călătorie cu metrou, tramvaiul, troleu, autobuzul, să nu mai vezi proprietatea respectivă sau să nu mai vizionezi ceea ce ți-ai propus. Motiv pentru care, de cele mai multe ori, ceea ce stabilai, loc de întâlnire, oră, era respectat de persoana cu care făcea aranjamentul. Încet, încet, lucrurile, așa cum era firesc, s-au schimbat. Zonele au început să se dezvolte. Zona rezidențială de lux, pe care o numim astăzi, practic la momentul respectiv aproape era inexistentă. Discutam doar despre proprietăți vechi, despre case cu istorie, despre apartamente în vilă și cam atât. La momentul acela nu existau construcțiile acestea noi, despre care am făcut atâtea povești. Ușor, ușor, diversi investitori sau dezvoltatori locali sesizând, practic, apetitul pentru zonele acestea speciale, au înțeles că singura modalitate prin care pot veni în întâmpinarea cererii ar însemna să dezvolte bloculețele noi. Mai mult decât atât, au început ușor, ușor să apară și companiile străine, practic expații, care aveau nevoie de proprietăți pentru a fi închiriată. Iar la acel moment, pentru zonele gen Primăverii, Aviatorilor, Chiselev, nu prea exista ofertă. Îmi amintesc chiar că în momentul în care am primit în agenție o proprietate de vânzare în Primăverii, a fost așa un wow, ce mi se întâmplă, este extraordinar. Era ceva care era un eveniment care se întâmpla foarte, foarte rar. Era o proprietate extraordinară pentru noi. Accesul în zonele astea era destul de greoi și atunci am spus, mi s-a întâmplat ceva mai mult. Toată lumea era dornică să facă achiziții. Dacă apărea ceva și se părea ușor interesant cu o oarecare creștere imediată, era extraordinar. Nu se întâmpla să verifice neapărat cât de bine este construit, cum e materialele care s-au folosit. Nu. Important era să ai o locație relativ bună, să poți să valorifici imediat. Și lucrul ăsta nu se aplica numai la imobile. Era o chestiune generală. Se aplica și la terenuri, pentru că foarte multe tranzacții de terenuri au fost realizate în perioada de boom, fără să se mai gândească dezvoltatorul sau cumpărătorul unde achiziționează terenuri. Asta și fost, de fapt, ulterior cea mai mare problemă. Erau achiziții peste achiziții, terenuri amicole, terenuri intramurale, terenuri construibile, în oraș, în afara orașului, dar să fie o mișcare perpetuă. Motivul pentru care prețurile au scăpat de sub control, în 2-3 ani în care de la simplu se transformase în triplu și viteza cu care creștea nu se mai oprea. Și era firesc ca după o creștere spectaculoasă, după un boom foarte mare, să apară declin. Numai că, în momentul în care ești probabil prins într-o astfel de spectacol, nu mai ieși.
te tentează și mai mult și mai mult să investești, să cumperi, să dezvolți, să fii în pas cu ceilalți. E normal, tentația este foarte mare, cu toții suntem oameni și chiar dacă rațiunea îți mai spune uneori oprește-te, spui nu, nu se poate să se întâmple chiar mâine, deci mai putem să mai facem niște tranzacții. Și asta s-a întâmplat, practic, au fost niște lucruri colaborate. Băncile au avut partea lor de vină, cumpărătorii au avut partea lor de vină, situația economică globală a venit, practic, și ne-a ajutat, cu ghilimele de rigoare, să asistăm la o cădere foarte dureroasă. Și, într-adevăr, elementele, sau mă rog să spunem, modul în care se finaliza o tranzacție în 2000 și un pic, comparativ cu 2007-2008, sunt complet diferite, pentru că perioadele nu au niciun fel de legătură. La momentul 2000, cei care achiziționau moderat și erau parte investiție, parte de locuit, dar nu acest avânt și dorință și disperare de a face achiziții. Iar 2007-2008 a reprezentat doar, după părerea mea, așa o dorință nestabilită de a face bani, de a te dezvolta, de a fi și de a rămâne în locul ăla de mișcare. Mai că sfârșitul 2008 a adus, așa cum era firesc, o amețitoare și dureroasă cădere a segmentului imobiliar și nu numai, dar în mod special în segmentul imobiliar. De asta spun că aici era, practic, o vină care nu era numai a investitorului, era o vină colaborată. Banii, mulți din acești bani veniseră de la bănci. În momentul în care criza a venit, mulți dintre cumpărători au spus stop. Dezvoltatorii care se bazau pe acei cumpărători s-au găsit într-un impas. Și, evident, banca nu a mai vrut să mai financeze proiectul. Și am intrat într-un fel de cerc vicios în care unul nu a mai dat banii, celălalt nu a mai putut continua, iar cumpărătorul s-a retras. Mai mult decât atât, cei mai mulți dintre cumpărători erau investitori. Cu investițiile în România aproape că dispăruseră și cum zona aceasta de expați care acoperau partea de închirieri, iarăși se diminuase foarte mult. Evident că nu am mai asistat la aceste achiziții, pentru că la momentul respectiv, în 2006, 2007, 2008 chiar, se cumpărau multe apartamente în pachete. Și ajuta, evident, această achiziție dezvoltatorul. În momentul în care lucrul acesta nu s-a mai întâmplat, dezvoltatorul s-a trezit într-un impas foarte mare și de cele mai multe ori au ajuns în executări silite. Așa cum am constatat ulterior, în 2009, 2010, 2011 și chiar astăzi, ușor, ușor, acești investitori nu au mai putut să-și finalizeze proiectele. Băncile au încercat cât au putut să amâne momentul executărilor. Dar piața, din păcate, nu și-a revenit. Și criza, cu siguranță, a durat mai mult decât ne-am așteptat. Asistăm de 6 ani, practic, la această criză care, an de an, a adus alte și alte și alte probleme. Așa că, dintr-o piață care, din 10 cumpărători, 8 sau 9 erau investitori și unul era un beneficiar direct, astăzi am ajuns într-o piață în care ne folosim de acel 1-2 100% din cumpărători care își cumpără doar pentru noi. Deci, asta spun, piața românească nu cred că a fost pregătită și nu cred că a înțeles că investițiile în zona imobiliară într-un moment de criză le va aduce beneficii mari peste o perioadă de timp relativ mare. Nu pot spune că beneficii au fost extraordinare la an. Dar în situația în care ți-ai achiziționat un apartament astăzi, care a diminuat cu 25, 30, 30, 40% din valoare și care are un potențial de închiriere, pe termen mediu 3-4-5
5 ani va fi extraordinară. Cu siguranță, în următorii 5 ani, le se vor schimba.